Bună ziua, mă numesc Ghimici Cătălin, sunt din București, am 35 de ani. Acum 6 luni de zile am realizat o operație de diabet. La momentul respectiv eram diagnosticat de 4 luni de zile. A murit taică-mea și în urma decesului am, pe fond emoțional, a survenit boala. De operația de diabet am aflat întâmplător, întâmplare, să spun așa. Am ajuns în Istanbul cu gândul să fac o altă operație. Iar pe aeroport am întâlnit alte două persoane din România care, spre surprinderea mea, se operau de diabet. Inițial am zis, bă, nu există așa ceva, pentru că medicii mei, în cele 3 luni de când am fost diagnosticat și până când am aflat de operație, am schimbat vreo 2-3 opinii medicale. Medicii de aici, din România, de diabet, îmi spuneau că e incurabil și că cu boala asta trăiești toată viața. Spre surprinderea mea, zic, mă, cum adică vă operați de diabet? Da, domnule, noi operăm de diabet, există. Din curiozitate, am abandonat ideea de a realiza operația pentru care venisem în Istanbul și am mers cu cele două persoane la control. Inițial, vă dați seama, aveam multe rețineri. Mi-au făcut analizele, mi-au zis, domnule, te califici, ai diabet de tipul 2. Au fost 2 zile în care am avut în continuare dubii ulterior răspunsului că mă pot opera. Am studiat, am căutat, am vorbit în țară, în continuare toți doctorii, toți medicii erau foarte sceptici. Nu există operația asta, boala asta, trăiești cu ea toată viața. Dar datorită echipei de acolo din Istanbul și cum și-au motivat ei, cum i-au explicat ei operația în sine, am luat decizia să fac această operație. Am 6 luni de când sunt operat. Inițial la operație am avut 120 de kilograme în capăt. În prezent am 79 de kilograme. Doctorii la momentul operației mi-au spus că o să am nu mai mult de 80 de kilograme. Nu i-am crezut. I-am zis că bine zic. 80 de kilograme nu știu când am avut vreodată, dar uite că am 79 acum. Analizele, la momentul când m-am operat, aveam, de fapt când m-au descoperit de diabet, aveam glicemia 600. Inițial, doctorii de aici din țară mi-au spus că eu am diabet de tip 1. Cu glicemia asta și la vârsta mea, la 35 de ani, au zis că am de tip 1 diabet. M-au trecut imediat pe insulină și tratament medical, luam Siofor de 1000, 3 pastile pe zi. Chiar cu aceste 3 pastile pe zi și cu insulină 40 de unități zi de zi, eu dimineața aveam undeva în jur de 150-180 glicemie. Adică nici măcar cu tratament nu reușeam să scad sub limita de glicemie de 120-125. În prezent, glicemia mea e undeva între 95-100 maxim. Am glicozilata sau glicata, cum se numește, o am 5,4. Nu mai am absolut nicio treabă cu diabetul sau cu simptomele unui om cu probleme de diabet. Mănc absolut orice. Operația nu a fost absolut deloc grea. O săptămână am stat spitalizat. Medicii de acolo, indiferent orice întrebare aveam, îmi răspundeam la orice, foarte amabil, tot personalul. Am avut tot sprijinul, nu numai medical, cât și psihic, moral, nu știu, mi-au fost alături cu absolut orice. Orice întrebam, orice rugăminte aveam față de ei, erau exemplari. Am avut 2-3 săptămâni ulterioare operațiilor, ulterioare operații
în care am consumat doar lichide, dar alea au fost mai un pic mai neplăcute, iar apoi totul a mers de la sine. Am început să mănânc încetul cu încetul. Cam undeva după 2 luni de zile mâncam absolut orice, în cantitate normală, ca un om normal. Nu știu cum să răspund. Acum duc o viață normală, cu sucuri, cu prăjituri, cu fructe, cu orice vreau să mănânc, mănânc, ori de câte ori îmi e foame, mănânc. Și medicii la momentul respectiv mi-au spus, eu voi avea 80 de kilograme și nu voi putea să mă mai îngraș niciodată. Datorită metabolismului nou pe care ți-l creează operația, la fel, am fost destul de sceptic și am zis, bine, ok, cum vine asta? Uite că mănânc acum de 6-7 ori pe zi, cam ce vreau și toate analizele îmi ies, absolut toate analizele îmi ies ca la 16 ani, de la colesterol, tensiune, trigliceride, glicemie, absolut tot e ca la 16 ani. Cele două persoane din România de la care am aflat de această operație m-au pus în legătură cu Ensar Duman și cu echipa doctorului de aici din România. Eu pe telefon am vorbit, nici nu l-am cunoscut personal la momentul când am luat decizia și când am făcut această operație, dar mi-au stat la dispoziție, nu știu, și mi-au răspuns foarte profesional, foarte profesionist, absolut la orice nedumerire aveam. Inclusiv mai mult ne-am cunoscut și am relaționat la partea de controlele care sunt necesare la 3 luni, la 6 luni, mă rog, ulterior la 9 luni, dar pentru astea două, de 3 luni, de 6 luni, totul minunat, nu știu, de la programare pentru zboruri, programare la hotel, transfer, aeroport, hotel și tot așa. Cred că ca și toată lumea avea un program destul de încărcat în perioada asta. Mi s-a mai propus o dată să dau acest interviu, dar chiar nu am reușit, nu eram în țară. Special am venit acum, a doua oară, v-am rugat eu să vin, pentru ca oamenii să creadă. Adică eu vreau să le spun oamenilor că această operație există, că boala asta e tratabilă, că totul e doar la, nu știu, o alegere distanță. O alegere și în 2-3 luni de zile ai scăpat complet. E o minune de la Dumnezeu și există cu adevărat. Multă lume, nu știu, se îndoiește. Sunt și medici de specialitate care nu, poate nu știu în ce constă ca și operație, dar am venit special ca să dau acest interviu, ca lumea să mă vadă, să mă creadă și că e pe bune. Adică ce rezultate ale analizelor de am eu astăzi sunt incredibile. Sunt inclusiv mai bune decât, nu știu cum să vă spun, decât cu 5 ani înainte să am diabet. Nici acum 5 ani, nici acum 10 ani nu mi-eșeau analizele atât de bune și nu eram atât de sănătos medical. Deci faceți, dacă vreți să dau timpul înapoi, ca asta le spun, mai vorbesc cu alte cunoștințe și le promovez operația. Alte cunoștințe care au diabet și le spun, deci credeți-mă, dacă ar fi să dau timpul înapoi, m-aș opera în fiecare secundă a vieții mele. Zi de zi m-aș opera, doar ca să am rezultatele de acum, din prezent. Asta pot să le transmit.